În ședința de astăzi vom adopta o hotărâre de guvern prin care vom suplimenta bugetul Ministerului Afacerilor Interne din fondul de rezervă bugetară la dispoziția guvernului cu suma de 30 de milioane de lei pentru achiziționarea a 550 de autovehicule de către Poliția Română. Și pentru că m-am referit la Ministerul Afacerilor Interne, vreau să menționez că și pentru Jandarmeria Română, împreună cu doamna ministru, avem vești bune, și anume creșterea de 10% a salariilor pentru jandarmii din operativ, care îndeplinesc misiuni de ordine publică și care intră în vigoare de luna aceasta, finalizarea unor lucrări de siguranță pentru poligonul de tragere de la Băneasa, dar și începerea unor lucrări pentru un poligon modern, un poligon acoperit, care ar putea fi finalizat într-un termen de 2 ani și a cărui investiție este de aproximativ 8 milioane de euro.